a salvat mai mulți oameni decât toate războaiele din istorie. Dragi tineri, dragi militari, pentru că nu o să vă spun la fiecare gradele, suntem într-o perioadă specială, într-o săptămână specială. Pentru voi, dragi elevi, este o școală altfel. O școală în care cu toții am dorit să vă ajutăm să vă îmbogățiți și spiritualicește. Este o săptămână în care, pe plan național, este Săptămâna Națională a Bibliotecilor, a celor care adună, păstrează și transmit peste timp toate faptele acestui neam. Bineînțeles, pe primul plan situându-se faptele istoriei noastre naționale. E o săptămână specială și sub alt aspect. 23 aprilie este sărbătoare la noi, la români. Este Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, simbol al vitejiei și al credinței, până la sacrificiul suprem. Și uite cum nimic nu este întâmplător sub soare. Și așa a fost rânduit ca în 23 aprilie să fie două zile speciale. Este ziua cărții și a bibliotecarilor din România. Dar noi, cei din lumea cărților, mereu alegem evenimente pe care să le omagiem. Noi nu pe noi ne omagiem niciodată. Noi suntem zi de zi, clipă de clipă, aproape de evenimentele neamului românesc. Iar în 23 aprilie este ziua forțelor terestre române. De aceea suntem azi aici. Deci nu întâmplător. Sâmbătă era greu să ne întâlnim. Și pentru că este ziua forțelor terestre române, ne-am gândit la simboluri. Simboluri românești, bineînțeles. Se spune atât de frumos că nu anii din viața ta contează, ci viața din anii tău. Vă rog să rețineți, dragi tineri. Deci contează foarte mult ceea ce dăruim acolo unde ne-a fost hrăzit, să fim, să lucrăm, să învățăm. Și de aceea ne-am gândit azi la simboluri. Bineînțeles, unul din simboluri este voievod Celu, al cărui nume îl poartă școala la care o parte dintre voi sunteți. Dar tot voievod Celu este și numele batalionului 317 Sprijin Logistic din Zalău. Istoria forțelor terestre, sălăjene, este una frumoasă și foarte bogată. Despre această istorie o să vorbească o colegă de-a mea puțin, istoric. Eu o să vă spun foarte puțin despre voievodul Celu. Poate știți, poate nu știți, noi avem cărți despre voievodul Celu la Biblioteca Județeană. Primele consemnări despre voievodul Celu, românul, au fost făcute de Anonymous. Nu știu cât adevăr conțin toate cărțile sau istoria încă este controversată privindu-l pe voievodul Celu românul, dar, așa cum vă spuneam, că anii, deci viața din anii tăi contează, voievodul Celu este un simbol al dragostei de țară. Este un personaj mitic, este un personaj de legendă despre care cu siguranță se va mai scrie încă mult. Chiar și voi puteți să scrieți câte o legendă, pentru că sunteți la liceu voievod Celu. Izvoarele istoriei românilor, și aici este cuprins voievodul, Doina Cetia, voievodul Celu, dar foarte cunoscute sunt povestirile istorice ale lui Dumitru Almaș, în care, bineînțeles, este scris și despre voievodul Celu. Și în istoria Transilvaniei, bineînțeles, și în alte documente, este consemnată importanța voievodatului lui Celu, care se pare că stăpânea o țară bogată. Țara aceea, bineînțeles, este aici unde suntem noi astăzi. Pentru că noi astăzi suntem liberi, pentru că scriem în liniște, gândim în liniște, muncim în liniște, multe sacrificii ale neamului românesc au fost aduse pentru ca noi astăzi să putem zâmbi sub un cer senin. Și de aceea, pe lângă faptul că sunt aici reprezentanții batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul Celu, și ne gândim că va sosi în curând și domnul comandant al batalionului, domnul locotenent colonel Nicolae Gabriel Coros. Acum aș fi dorit, pentru că sunt atâția elevi,
de la Liceul Voivodul Gelu, aș fi dorit să rog pe colega mea, Dalia Mintaș, și bibliotecară, dar în același timp și absolventă de istorie, să vă vorbească puțin despre Voivodul Gelu, ca să știți mai mult despre numele liceului în care studiați. Te rog, Dalia. Și uite că a sosit și domnul comandant al batalionului 317 Sprijinul Logistic Voivodul Gelu. Vă rog mult să-l aplaudați. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Mulțumim, i-am dus prin bibliotecă și vreau să știți că această bibliotecă de la Cercul Militar din Zalău se datorează în primul rând domnului locotenent colonel, comandantul batalionului 317 Sprijin Logistic, domnul Nicolae Gabriel Oros și, bineînțeles, administratorului Cercului Militar Zalău, domnul Romică Bălean. Înainte de a vorbi colega mea acum despre Voivodul Gelu, vreau să spun că pe lângă voi, vitejilor de la Voivodul Gelu, avem aici alți voluntari curajoși, reprezentanții Crucii Roșii Sălașilor, îi mulțumim că sunt alături de noi și nu întâmplător sunt aici, pentru că, așa precum vă spuneam, că armata este un simbol al dăruirii, al demnității, al sprijinului pentru popor, tot așa și acest tineri, voluntar, de fapt, ajută peste tot unde este nevoie. Așa că trebuie să le mulțumim și lor că sunt aici, să omagiem împreună forțele terestre române. Te rog, Dalia. Numele Voivodului Gelu și a formațiunii politice conduse de către acesta este menționat în cronica notarului Arminus, notarul regelui Maghiar de la Alpatria, venit de Gesta Hungaroru. Gelu a fost conducătorul unei formațiuni politice statale din secolul IX, alături de alți doi voievozi menționați în aceeași cronică, respectiv Glad și Menumorut. Aceste formațiuni politice situate în nordul și nord-vestul României de astăzi se aflau în secolul al X-lea în regiunea de contact cu teritoriul cucerit de către maghiari. Aceste formațiuni politice, spune aceeași cronică, au opus o dântă rezistență triburilor maghiare, după cum relevă atât izvoarele scrise, cât și cercetările făcute în teren. Nu există niciun motiv de îndoială că aceste informații ale lui Anonymous erau locuite de către români și slavi în această ordine. Potrivit acelorași informații, Voivodul Gelu era român. Nu se contestă faptul că teritoriile acestea, într-adevăr, erau locuite în cea mai mare parte de către români. În secolul al IX-lea, așa cum spuneam, maghiarii au început să migreze spre Panonia. Drumul i-a dus astfel prin Transilvania. Motivele care au determinat pe maghiari să întreprindă o incursiune în Voivodatul Gelu sunt ultra cunoscute și menționate chiar și în legende, respectiv fertilitatea solului sau bogăția râurilor în nisip aurifer și saline. Voivodatul Gelu nu cuprindea întreaga Transilvanie intracarpatică, această formațiune extindându-se cel mult până la linia Mureșului. Am să citesc câteva cuvinte din cronicarul Anonymous. Oprindu-se aici mult timp, Tuhutum, căpetenia maghiarilor, cum era el un om priceput, după ce a început să afle de la locuitori despre bunătățile țării ultrasilvane, țara de dincolo de păduri, cum era văzută Transilvania din perspectiva maghiarilor, unde stăpânirea o ținea un oarecare Vlach Gelu, din latinescul Vlachus, devenit ulterior Vlach sau Valac, a început să ofteze dacă n-ar fi posibil, prin grația ducelui Arpad, domnul său, să obțină țara ultrasilvană pentru sine și urmașii săi. Ducele Arpad, după consfătuirea avută, a lăudat voința lui Tuhutum și a dat îngăduința să meargă dincolo de păduri pentru a lupta contra lui Gelu. Auzind acestea de la trimisul său, Tuhutum s-a pregătit cu ostașii săi și după ce și-a lăsat tovarii și săi acolo, a plecat peste păduri către răsărit contra lui Gelu, ducele Vlahilor. Iar Gelu, ducele ultrasilvan, aflând despre venirea lui, și-a strâns armata și foarte repede a pornit călare în calea lui pentru a-l opri la porțile Meseșului. Dar Tuhutum, traversând pădurea într-o zi, a sosit la râul Almaș,
Și atunci ambele armate au ajuns față în față, între ele găsindu-se numai râul. Ducele Gelu cu arcașii săi vreau să-i oprească acolo. Oastea încearcă să opună rezistență, dar maghiarii apelează la vechea lor stratagemă. În timp ce o parte a oștirii atacă frontal adversarul, o altă parte trece râul printr-o zonă mai îndepărtată și cade în flancul inamicului. Oastea lui Gelu este pusă pe fugă, iar Gelu se retrage spre o cetate pentru a continua, probabil, rezistența. Ajuns din urmă de oștile maghiare, Gelu este ucis în luptă, în zona râului Căpuș. Se presupune că locul unde a murit Gelu este în actualul sat Gilău, județul Cluj. Fără a exista însă dovezi suficient de solide în acest sens, cu excepția legendelor locale. Chiar localizarea cetății de scaun a miticului voievod transilvan naște încă controverse. Sunt vehiculate mai multe variante, Dăbâca, Cluj sau Gilău. Comuna clujană, Dăbâca, se păstrează aici ruinele unei cetăți întărite de pământ. Însă cercetările desfășurate în ultimul timp arată că este posibil ca însuși maghiarii să fi ridicat această cetate, simțind nevoia constituirii unor fortificații pentru a-și consolida poziția. Un istoric medievist, Tudor Sălăjan, de la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, crede că cetatea de scaun a voievodului Gelu ar fi fost pe teritoriul actual al comunei clujene Gilău. Aici au fost descoperite ruinele unei fortificații medievale din epoca în care Transilvania a fost cucerită de triburile maghiare. Ipoteza este susținută și de asemănarea dintre numele voievodului român și al comunei. Același istoric susține că în varianta medievală a limbii române, numele Gelu era pronunțat probabil Gelău sau Gelău, o formă apropiată de cea a numelui localității Gilău. Istoricul Neagu Giovara afirmă cu tărie că Gelu este un nume autentic românesc și foarte vechi, legat de numele trac al cetății Gelupara. Incontestabil, Gelu rămâne primul voievod atestat al Transilvaniei. Și pentru că pe 1 mai anul acesta, batalionul logistic voievod Gelu aniversează 11 ani de existență sub această denumire, la mulți ani! Mulțumesc! Mulțumim, Dania, pentru aceste informații despre voievodul Gelu, bineînțeles, în sinteză. Și pentru că nu numai legende s-au scris dedicate lui Gelu, poate știți poezia lui George Coșbuc, Moartea lui Gelu, din care doar un fragment am să vă spun. Și apoi, cu picioarele îmi sapă mormântul pe margini de apă și în urmă, cu dinții mă prinde și aruncă-mă în groapă. Jelească-mă apele cernii, să-mi bubuie crivățul iernii, ca-n tuburi al cailor tropăt, iar veșnicul apelor șopot să-mi pară ca-n ceasul vecernii o rugă de clopot. Și poate sosi va o vreme când mulții vor fierbe, vor geme, cu hobote mamele praguri, vor trece bărbații și raguri, când buciul suna va să cheme pe tineri sub steaguri. Iar tu, de-i trăi, frățioare, să-mi vezi luptători în picioare, atunci când sosit va fi ceasul, abate-ți pe aici tu pasul. Nechează-mi. Și atunci, eu din groapă, cunoașteți voi glasul. Și armat voi ieși eu afară și vesel vom trece noi iară prin săbii și suliți înainte să ție potrivnicii minte că svii când e vorba de țară și morți în morminte. O lecție despre dragoste de țară dorim astăzi, de fapt, să vă transmitem, dragi tineri. Și pentru că trecutul nostru este unul glorios, a rânduit Dumnezeu ca și în aceste vremuri să avem oameni demni în armata României care să ducă mai departe ceea ce ne-au lăsat strămoșii. Și să nu uităm versurile, iar tu străin, de-o fi pe aici să treci, statornicia noastră să te mire. Noi ți-o răspunde fără șovăire, aici mi țara și va fi în veci. Am vorbit de simbolul voievod Gelu, care, deși nu a domnit o perioadă îndelungată, este un personaj de legendă, iar astăzi
vă spuneam că o să vă prezentăm alte simboluri. Și o să-l rog acum pe domnul locotenent colonel Nicolae Gabriel Oros, comandantul batalionului 317 Sprijin Logistic Voivodul Gelu din Zalău, care are o experiență frumoasă, atât în țară, cât și în Afganistan, o să vă prezinte anumite lucruri. Și vreau să vă spun, cred că sunt de acord cu mine și cei de la Crucea Roșie și mulți din cei care îl cunosc pe domnul comandant, că de când este la noi în Sălaj, aproape 2 ani, dacă bine știu eu, ne bucurăm de o frumoasă colaborare și parcă de o apropiere mult mai mare de noi, de civili. De aceea și noi, din respect pentru dumneavoastră, pentru toți, am venit să vă mulțumim și de ziua Forțelor Terestre. Vă rog, domnul comandant. Mulțumim, doamne directoare, pentru frumoasă introducere. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți aici, elevii ai Liceului Voivodul Gelu, precum și reprezentanților Crucii Roșii Sălaj, pentru de care am desfășurat diverse activități. Așa cum a spus și doamna directoare, în zilele următoare vom aniversa ziua Forțelor Terestre, respectiv pe data de 23 aprilie. Peste ce reprezintă Forțele Terestre Române sunt, alături de Forțele Aeriene și Forțele Navale, una din categoriile de forțe ale Armatei României, ca efectivă și tehnică, este principala categorie de forțe din Armata României. Ca urmare a aderării statului nostru la Alianța NATO în 2004, a urmat o perioadă de pregătire intensivă pentru transformarea armatei într-o instituție profesionistă până în anul 2007, urmând ca la această dată să existe în cadrul Ministerului Apărării Naționale un număr de 90.000 de angajați, dintre care aproximativ 75.000 de militari și 15.000 de civili. Din totalul militarilor, circa 45.800 reprezintă forțele terestre, deci, așa cum vă spuneam, este principala categorie de forțe. Materialul pe care intenționez să-l aduc în atenția noastră, vă spun atenției participarea forțelor terestre române în teatră de operații și, având în vedere experiența colegilor mei, mare parte dintre ei prezența aici în sală și am acționat la teatru de operații din Afganistan, am decis să vă aducem în atenție câteva aspecte legate de participarea forțelor terestre române în teatru de operații din Afganistan. Poate unii dintre dumneavoastră vă mai amintiți, poate nu, poate cei mai cu părul alb, uitându-ne aici la domnul general Caba, își amintește cu siguranță. Începutul campaniei militare din Afganistan își are originile la 11 septembrie 2001, moment la care istoria lumii avea să se schimbe ca urmare a atacurilor fără precedent desfășurate de grupările talibane, aflate sub comanda teroristului Osama Bin Laden, momentul la care au fost atacate turnurile gemene de la World Trade Center din Statele Unite ale Americii și nu numai. Ca urmare a acestor atacuri, pe data de 20 septembrie 2001, Statele Unite, considerând și declarând că în spatele atacurilor teroriste se află liderul Al-Qaeda, Osama Bin Laden, acordă un ultimat cu talibanilor de a preda pe acesta din urmă. Ca urmare a refuzurilor grupării talibane de a preda pe Osama Bin Laden, se declanșează la 7 octombrie 2001 operațiunea Enduring Freedom în Afganistan, operațiune care a constat în lansarea unui atac de proporții de pe navele și aeronavele SUA cu sprijinul forțelor Marii Britanii și Australia, având ca scop distrugerea taberelor de antrenament din Afganistan. De asemenea, un sprijin deosebit de important în această acțiune l-au avut și grupările mujahedine, membre ale Alianței Nordului. Obiectivul strategic al misiunii Enduring Freedom în Afganistan a fost distrugerea activității teroriste prin capturarea liderilor Al-Qaeda. De asemenea, operațiunile Enduring Freedom au fost extinse și în sprijinul contrainsurgenței prin angajarea liderilor insurgenți talibani. Operațiunile care au început inițial în partea de est a Afganistanului au continuat și în sudul Afganistanului, iar în 2006, odată cu extinderea ISAF-ului, adică Forța Internațională de Asistență și Securitate desfășurată de NATO în Afganistan, sub conducerea Statelor Unite,
Această operațiune a fost desfășurată și în zona orașelor Bagram din nordul țării, precum și Kabul, capitala Afganistanului. Referitor la participarea Armatei României, după această scurtă introducere legată de operațiunea Enduring Freedom, aș vrea să vă aduc în atenția noastră că România a participat încă din anul 2002, înainte de intrarea în NATO, la operațiune militară în Afganistan, an în care o forță expediționară de nivel batalion a fost dislocat în teatrul de operații Afganistan, efectivele Armatei Române crescând an de an, ajungându-se la un moment dat până la cifra de 1900 de militari într-un eșalon. De asemenea, pe lângă batalioanele de infanterie și respectiv detașamentele dislocate, la misiunea dedicată de operații în Afganistan au participat și detașamentele cunoscute sub denumirea ANA Training, detașament care avea ca scop instruirea Armatei Naționale a Afganistanului, consilierea, de asemenea, Forțelor Naționale de Securitate Afgane prin intermediul echipelor OMLT, echipe operaționale de mentorizare, mai pe limba noastră de consiliere și legătură. Aspecte din activitatea acestor echipe puteți viziona acum pe ecran. Este vorba de ultima misiune executată de militarii Batalionului 317 Sprijin Logistic, misiune la care am participat împreună cu ei cot la cot în calitate de combatant, să le zicem așa. Batalionul a asigurat două detașamente pentru acest tip de misiune, respectiv OMLT, misiune pomenită anterior. De asemenea, un alt tip de misiune desfășurat de Armata Română, respectiv Forțele Terestre, au fost cele denumite generic MAT, Mobile Advisor Team sau NTM, NATO Training Mission. De asemenea, au fost structuri de poliție militară, detașamente de forțe speciale și, chiar dacă nu fac parte din forțele terestre, au fost și detașamente de aviație pe care vreau să le aduc în atenția dumneavoastră, care au acționat în special în capitala Kabul. După anul 2002, mai multe batalioane, al căror efectiv au depășit cifra de 10.000 însumate, au desfășurat până în anul 2006 misiuni în teatrul de operații în Afganistan, în special în sudul țării, în Kandahar, și au avut ca scop principal asigurarea securității bazei Kandahar, precum și autostrăzii A1, Kandahar-Kabul. Prima unitate românească dislocată în Afganistan a fost Batalionul 26 Infanterie din Craiova. Ulterior, majoritatea batalioanelor Armatei României și respectiv a Forțelor Terestre, despre Forțele Terestre vorbim, au fost dislocate în această misiune. Începând cu luna iulie 2006, scopul misiunii batalioanelor se schimbă, acestea devenind batalioane de manevră, având foarte multe misiuni de patrulare, misiuni de asigurare a protecției forței, misiuni de escort și transport materiale, convoaie de alimente, ajutoare umanitară și multe alte misiuni specifice. Aduceam în atenția dumneavoastră detașamentele care au acționat, aș puncta asupra detașamentului ANA Training, detașament care a avut ca scop participarea la procesul de constituire și operaționalizare a noii armate afgane, precum și instruirea unui batalion de tancuri și a unui batalion mecanizat din cadrul noii armate, de asemenea asigurarea și a activităților de mentenanță. De asemenea, un alt tip de misiune desfășurată de Forțele Terestre Române a avut ca scop participarea la conceptul PRT. PRT, tradus în limba română, ar veni echipa de reconstrucție pentru reconstrucția provinciilor, a căror scop principal era de a acorda expertiza de specialitate în vederea stimulării procesului de reconstrucție a Afganistanului, participat la realizarea coordonării între organizațiile care participau, care luau parte la reconstrucție, precum și implicarea și participarea la extinderea influenței autorităților centrale afgane din capitala Kabul și în afara capitalei. În această perioadă, militarii au distribuit ajutoare umanitare oferită de Guvernul României,
sub formă de alimente, echipamente, haine, diverse tipuri de îmbrăcăminte. Ultima misiune pomenită este cea de tip OMLD, din care dumneavoastră vizualizați acum pe ecran amintirile noastre, că le putem spune așa, sunt niște amintiri frumoase. A fost desfășurată în sudul Afganistan, mai exact în sud-est, undeva lângă... Mă degeaba încerc să vă localizez dumneavoastră. Deci în sudul Afganistanului mai bine, pe lângă Kandahar, pentru cei care mai studiați și vă pasionează geografia, dacă vă veți uita odată pe arta Afganistanului, veți vedea localitatea Kandahar, unde există și un aeroport militar, altfel trafic este cel mai intens din lume. De ce? Este doar o singură pistă, se decolează, se aterizează non-stop. Bun. Revenim la continuarea activității Coaliției Internaționale de Teatru de Operații și ajungem în zilele noastre la misiunea Resolute Support, care se desfășoară și în prezent. Ce se întâmplă? La sfârșitul anului 2014, Forțele Naționale de Securitate Afgane, incluzând aici Poliția, Armata și diverse alte structuri, au preluat în întregime controlul privind securitatea statului afgan de la Coaliția Internațională. Dar, datorită totuși a pericolului și a riscului ca celulele talibane, celulele teroriste să se reîntoarcă sau să-și reia activitatea în această țară, pentru eliminarea acestor pericole, s-a decis continuarea misiunii Coaliției Internaționale în Teatrul Operației Afganistan sub denumirea Resolute Support Mission, ca urmare a summitului desfășurat în Țara Galilor, summitului NATO, în 4-5 septembrie 2014. În cadrul acelui summit au fost luate aceste decizii cruciale pentru viitorul statului afgan și dacă facem un pic așa o extrapolare, un fel de, cum să zicem, o legătură între ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă în zona noastră, dacă nu se elimină în totalitate acest pericol, automat, vede ce se întâmplă ziua de astăzi, se extinde și pe teritoriul altor continente sau altor state. Au fost adoptate câteva direcții de acțiune la summitul din Țara Galilor. Pe termen scurt, aliații NATO și statele partenere vor continua să susțină activitatea de instruire, consiliere și asistență a Forțelor Naționale de Securitate Afgane prin acest nou concept, Resolute Support Mission. De asemenea, pe termen mediu, reprezentanții statelor participante la summit și-au reafirmat intenția de a contribui la asigurarea suportului financiar necesar Forțelor Naționale de Securitate și, de asemenea, au fost de acord participanții la summit să ofere în continuare sprijinul financiar necesar dezvoltării Forțelor de Securitate în cadrul deceniului de transformare, cu condiția creșterii participării financiare treptate din partea Guvernului afgan. Pe termen lung, a fost reafirmată intenția de a se întări parteneriatul NATO cu statul afgan, având în vedere și în atenție colaborarea dincolo de finalul misiunii Resolute Support, prin derularea unor programe de parteneriat în acord cu politicile alianței, așa cum s-a stabilit la summitul de la Lisabona din 2010. Secretarul General al NATO de la acea dată, Anders Fogh Rasmussen, declarat pe conferință de presă, în prima zi a summitului NATO din Țara Galilor, citez, ne-am îndeplinit țelul, Afganistan nu mai este un cuib al terorismului internațional.